Neluța, bunicuța, vă invită să-i ascultați povestea. Ei, și iată că am ajuns la drumul pe care urma să-l străbați în această viață. Ți se sugera să te faci asistentă medicală, cu toate că toți știau cât de sensibilă ești. Toți motivau că te vei obișnui în final cu sângele. Hm, parcă asta era singura problemă. Dar durerea, suferința concretă, pe aia, cum să o suporți în condițiile în care tu ești atât de sensibilă? Apoi îți sugerau să fii cu afeză sau frizeriță și chiar vânzătoare la alimentară, însă dacă ceva nu-ți place sau nu este scris în cartea vieții tale, cum să apuci pe acel drum. În final, ai găsit o școală care pregătea într-un curs de patru luni dactilografe și stenodactilografe. Evident că tu ai fost nevoită să mergi la cursul de dactilografe, deoarece era mai ieftin, iar tatăl tău nu avea bani decât pentru băutură. Bine că ai reușit, în final, să te înscrii și tu la acest curs. Și astfel a început pas cu pas viața ta de salariat. La început, muncind benevol, adică gratis, apoi te ajuta cineva cu un suflet imens să te angajezi. Și foarte interesant, să primești salariu, primul tău salariu, 960 de lei, pe care l-ai plătit cu o întorsă de toată frumusețea care după ani și ani a fost mobilizată de un aparat gipsat pentru că se sensibilizase glezna și riscai să se rupă. Te privești și acum cu imire și te văd cât de fericită erai cu primul tău salariu în mâinile tremurând de emoție. Simțeai că zbori și chiar ai zburat pe cele trei trepte pe care era necesar să le cobori pentru a intra în biroul tău. Noroc că ai ajuns acasă și banii tăi munciți de tine, timp de o lună, hm, ți-au fost luați de tatăl tău care spunea Și tu mănânci, te speli, aprinzi becul, consum, deci trebuie să plătești. Apoi, te vedeai nevoită să-i ceri pentru ciorap sau tramvai, pentru că-ți luase tot salariul, nu-ți lăsase măcar ulețcai. Ce să mai spun? Că sunt uimită că ai muncit timp de 40 de ani din care primii 10 ani ai fost într-un permanent periplu prin diverse locuri de muncă? Păi hai să aruncăm doar o privire peste toate aceste locuri de muncă. Ai început prin a lucra șapte luni la primăria sectorului 8, Așa era pe vremea aceea actualul sector 1. Benevol, adică gratis, după care ai fost ajutată de Ion Dincă. Da, da, celebru Ion Dincă, de care am aflat abia acum vreo lună că el a fost cel care te-a ajutat să te angajezi la Institutul Geologic de Prospecțiuni de unde, pentru câteva luni, ai fost trimisă să lucrezi la Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei. Iar după întoarcerea la institut, după doar un an, ai fost pusă la dispoziția forțelor de muncă. Ai găsit apoi un loc de muncă de muncitor necalificat la Arta Modei, unde în doar trei luni ai avansat de la călcătorie la CTC, adică controlul tehnic de calitate, după care ai fost nevoită să-ți dai demisia pentru că nu au vrut să-ți dea adeverință de salariată pentru a merge la liceul seral unde dădusei examen și intrase și unde iar bunuțul ți-a trimis un ajutor total nesperat în persoana tatălui tău care a făcut ce a făcut și ți-a adus o adeverință de salariată de la locul său de muncă, astfel, putând să mergi la școală. Ei, evident că ajutorul său s-a oprit aici, deoarece imediat au început scandalurile, înjurăturile și întrebările adresate mamei tale. Fita nu are de gând să se mai angajeze? Nu are de gând să mai muncească? Ce are de gând să o țin eu ca pe o trântoră până la bătrânețe? Hm. Ai reușit într-un târziu să te angajezi cu ajutorul unui vecin la Poșta Română, la oficiul Poștal 68 din cartierul Pajura, în funcția de curier, unde, fiind minoră, nu aveai voie să deții gestiune, deci duceai doar telegrame și avize telefonice. Când într-una din ser mama ta ți-a văzut degetele mici de la picioare vinete, iar pielea picioarelor zbârcite de umezeala din încălțările în care apa și zăpada intrau pe o parte și ieșeau pe cealaltă, s-a certat cu tata și l-a amenințat că dacă mă mai lasă o singură zi la poștă, ea îl va omorâ în somn decât să te mai vadă suferind atât în condițiile în care erai unicul lor copil. Evident că la doar o săptămână, după ce te-a oprit acasă, au început iar discuțiile despre angajarea ta și iar au început căutările unui loc de muncă. Bineînțeles că te-ai zbuciumat foarte mult, însă ai reușit să te angajezi la întreprinderea de industrie locală Oltenița, la o secție care se afla undeva în zona Buzești, pe strada Dr. Felix, care după numai un an au decis să se mute la Oltenița, unde ți-au oferit un apartament de două camere, un salariu mult mai bun și oportunitatea de a fi avansată de la muncitor necalificat la administrator al secției. Da, știu, reacția tatălui tău care a început să urle și să înjure că ți s-a făcut de bărbat și de aia vrei să pleci acolo cu serviciu și ai abandonat, rămânând iar fără un loc de muncă, profitând de lipsa unui loc de muncă, o verișoară de-a tatălui tău s-a oferit să te ajute să lucrezi de data asta tot benevol la Ministerul Agriculturii, doar să nu mai stai acasă. Interesată de faptul că toate lucrările bătute la mașina de scris de către tine erau contabilizate pe fișa ei. Deci tu munceai și ea lua banii. Corect, nu? După câteva luni bune de muncit pentru ea, s-a trezit și taică tău, văzând că promisiunea de angajare era de fapt o minciună și nu te-a mai lăsat să mergi să muncești acolo. Iar căutări, iar interviuri, iar înjurături și scandaluri că putoarea asta de fita nu se mai angajează, stă acasă în loc să muncească, să aducă bani în casă. Și astea le spun doar ca să fiu delicată, deoarece acele înjurături sunau mult, mult mai urât și de nerepetat. Ai găsit în ziarul România Liberă un loc de muncă la Electrouzin Proiect, unde te-a angajat un citor necalificat, dar te-au folosit ca dactilografă, arhivară, seroxistă, heliografistă la legătorie, apoi ca desenatoare tehnică și proiectantă, nu ai ratat nimic din ceea ce făceau cei din biroul în care te angajase. Cu ocazia unei reorganizări, ai fost transferată împreună cu mai mulți colegi la Institutul Proiectări Construcții Mașini, după care iar s-au reorganizat și s-a format un alt colectiv special pentru proiectarea avionului Rombac 111, unde ai fost și tu cooptată. Într-un final, un director de la Ministerul Minelor Petrolului Geologiei, cu care te-ai reîntâlnit întâmplător, ți-a propus să te angajezi la Ministerul Petrolului, care după Revoluție s-a transformat în Petrom, apoi a fost cumpărat de OMV și evident că s-a tr transformat în OMV Petrom, de unde ai și ieșit la pensie. Sunt uimită de tine, draga mea puștoaică, în condițiile în care toată lumea se plânge de locul de muncă, tu, în toți acești 40 de ani cât ai muncit, tu totdeauna te-ai simțit a fi omul potrivit la locul potrivit totdeauna ajungeai prima și plecai ultima. Cum ai făcut scump o să-ți iubești atât de mult locurile de muncă? Pentru mine rămâi în continuare o mare enigmă și nu reușesc să găsesc decât o explicație pe care să o pot lua în considerație. Dumnezeu a fost mereu cu mâna pe creștetul tău și te-a îndrumat. Felicitări, iubita mea prietenă! și mii de mulțumiri că ai fost o persoană serioasă pe care s-a putut conta la locul de muncă, care nu a dezamăgit decât din neatenție sau grabă, dar și asta de foarte puține ori și, bineînțeles, că ai avut grijă să repar greșeala în cel mai scurt timp. Nu te-ai lăsat pe tânjală. Sunt tare, tare bucuroasă că nu mai ai făcut de râs. Știu, și mie îmi pare rău că a venit și acest moment în care a fost necesar să te retragi din activitate. Ei, așa este normal și firesc până la urmă să se întâmple. Oamenii lasă locul altor oameni să-și câștige pâinea, să-și aducă aportul la viața comunității în care trăiesc. Este perfect, așa cum s-au întâmplat toate, cum s-au legat și cum s-au așezat pentru binele tău suprem. Ei, stau și mă gândesc că nu a fost o întâmplare, că pe vremea când aveai doar vreo zece ani, te-ai apucat să scrii un roman, pe care îl denumisei Totul în viață se plătește. Hm, și acum mă amuz când îți găsesc acel caiet de 48 de file, dictando, în care ai scris doar jumătate, apoi, inexplicabil, te-ai oprit. Niciodată nu am înțeles de ce te-ai oprit. Cred că atunci încă nu aveai experiențe suficiente să poți împărtăși cu oameni. Erai un copil, ce naiba, ce voiai să devii scriitoare când abia reușeai să-ți vindești vânătăile de la o bătaie la alta? Ca să nu adaug faptul că îți trebuie o anumită stare de spirit Îți trebuie o anumită pace în suflet, o liniște care să te inspire și să-ți ajute la ordonarea propriilor gânduri. Nu merge puștoai cu așa, pui mâna pe creion și scrii. uite te la mine, dacă nu simt că am ce comunica, nu o fac. Ce sens ar avea să umplu netul cu maculatură, fără trăire sufletească, fără adevăr, fără sinceritate absolută? He, ce mult însemn puștoaico. De mică ți-vedeai vârful nasului și nu te băgai ca musca în lapte, doar așa, să fii și tu păduchele din frunte. Dar hai să fim sincere cu noi înșine și să recunoaștem că cel mai important motiv pentru care ai abandonat romanul tău de succes de la acea vârstă a fost tot tatăl tău care nu vedea cu ochi bun nimic din ceea ce nu era legat de muncă și făcut bani cu orice preț, bani pe care să-i poată dânsubea alături de prietenii săi și femeile de la localul la care mergea în zilele de salari. Îți mulțumesc din suflet pentru bunul simț pe care ai refuzat cu obstinație să-l abandonezi Chiar și acum, când toată lumea nu vede decât partea materială și atât, tu încă mai crezi în prinți și prințese, în moș Crăciun și în iepurașul de Paști. Chiar dacă ai crescut, nu te-ai lăsat schimbată, doar pentru că așa ești în trend. Ai ales volitiv să rămâi un copil în trup de adult și să te bucuri de maximum de zilele pe care bunuțul. Ți le dăruiește cu atâta generozitate. Tu ai rămas permanent aceeași persoană sinceră, care prefer să spui adevărul, care doare și deranjează normal, decât să spui o minciună care să facă plăcere. Ai preferat să-ți pierzi prietenii prin sinceritate, decât să-i pierzi pentru minciună. Ai rămas la fel de pasionată să faci lucruri bune pentru semenii tăi.